facem cumpărăturile împreună chiar aici la Ficotroceni. Vă iau cu mine să vedeți cum o pregătesc eu pentru școală. Vă arăt magazinele mele preferate. Back to school. Am și măscuța cu mine. Haideți! Eu sunt Bibi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și știu că nu e un decor cu care v-am obișnuit la mine în cameră sau pe afară, ci da, sunt într-un mall. Pentru că în acest vlog, după cum se vede și în titlu, o să vă arăt cum mă pregătesc eu pentru școală. Cred că e o tradiție pentru canalul meu de YouTube în fiecare an să fac o chestie cu back to school. Și nu se putea să ratez anul ăsta pentru că, cu toții știți, trec clasa 12 și e o ocazie specială să vă arăt cum mă pregătesc eu pentru școală. Aproape în fiecare an vin în mall-uri și mai exact vin în Afi Cotroceni, așa că suntem în mall, trebuie să ne punem o măscuță. Și am o măscuță atât de drăguță, uitați ce scrie pe ea. Am rămas fără ruj. Încă am rujul, dar ne punem măscuța, pentru că așa trebuie. O să o pun imediat corespunzător, dar vreau să vă spun niște chestii super interesante. Să știți că și voi puteți să aveți parte de o măscuță de-asta super drăguță, cu citate de-astea foarte cool, pentru că Afi Cotroceni, de-asta mă și aflu aici, au o inițiativă super mișto anul ăsta. Afi Cotroceni Back to School, ca la carte în stilul tău. Ei au o campanie care derulează până pe 31 octombrie și haideți să vă explic un pic în ce constă acest mecanism. Pe perioada desfășurării campaniei, orice client care vine chiar aici în Afi Cotroceni și face cumpărături de minim 200 de lei și se prezinte la infodescul de la intrarea afară, chiar aici unde mă aflu eu, o să trecem imediat și pe la infodesc să vedeți exact unde este și unde puteți să mergeți cu bonulețul care trebuie să aibă neapărat o valoare de minim 200 de lei. Și dacă vă prezentați cu acel bon fix în ziua în care ați făcut cumpărăturile, aveți ocazia să câștigați super premii în această campanie Back to School. Premiile sunt următoarele. Un premiu instant garantat prin extragerea unui număr dintr-un bol. Iar Afi Cotroceni are următoarele premii instante. 80 de tablete Huawei, sună cam interesant asta, nu? 2000 de măști personalizate, exact cum am și eu, și 35 de jeepuri Expert Beauty. Bineînțeles că există și un premiu cel mare, care va fi anunțat la începutul lunii noiembrie. Și acesta constă în amenajarea spațiului de studiu. Adică un designer o să vină chiar la voi acasă și o să vă pregătească un spațiu genial în care o să puteți să învățați. Cred că și eu am nevoie de o chestie de genul, mai ales că sunt a 12-a și o să învăț foarte mult anul ăsta. Dar până atunci, hai să facem cumpărăturile și să vă arăt ținutele vestimentare și să vă arăt magazinele mele preferate, să vă arăt de unde mi-au eu hăinuțele, cu ce mă îmbrac și așa mai departe. Deci, let's go! Pentru că suntem la intrare afară, avem aici magazinul ăsta super mișto, Pick & Club & Work, o să intrăm în el. Pe partea stânga, cum intru în magazin, este partea fetelor și acolo o să mă duc eu. Sunt toate brandurile posibile aici, deci pot să mă îmbrac din cap până în picioare și cu lucruri de calitate, așa că mie îmi place super mult acest magazin. În magazinul ăsta pot să găsesc haine atât pentru o adolescentă normală, pentru școală, pentru back to school, dar pot să găsesc și pentru artist, adică eu chiar mi-am luat niște lucruri super drăguțe pentru scenă chiar de aici. Cu ocazia asta vedeți de unde mi-au eu hainele, vedeți magazinele mele preferate. Hai cu mine! Unul dintre brandurile mele preferate ar fi Tommy și am văzut aici ceva drăguț, o maletă pe care o pot purta cu ușurință la școală. Ce hanorac drăguț am găsit! Tocmai ce mi-am pregătit aici o ținută, intrăm chiar acum în cabina de probă și vedem cum o să vină. Gata, prima ținută, un hanorac de la Tommy și niște colan super drăguți de la Adidas. Am găsit o pereche de colanți modelatori. Ăstea merg cu absolut orice, cu bluze oversize, cu hanoraci, cum ar fi hanoracul ăsta. Merg super, super bine, deci cred că o să-mi iau. O să probăm și o pereche de blugi negri cu talie înaltă, pentru că ăștia sunt preferații mei și blugii negri tot timpul îi port, mai ales la liceu. Și nu numai, mie îmi plac super mult blugii negri. Nu se putea să vin în Afi și să nu trec în locul meu preferat de bijuterii, Pandora. Și am dorit din suflet să-mi iau ceva din noua colecție, așa că hai să ne uităm așa un picuț și să vedem ce o să-mi iau.
toți sunt aici. Uhu, să-mi fie greu să aleg. Doamne, m-am îndrăgostit. M-am îndrăgostit de un inel din colecția Pandora Rose. Că ăsta mi-l iau, că nu mai pot. Îmi place prea mult. Gata, l-am luat. Este al meu. Doamne, ce fericită sunt. Am pus blitzul pe el ca să-l vedeți bine. Că îmi place prea mult. Strălucește, este... Doamne, e super. Cu toții știm, cumpărăturile back to school nu durează o singură zi, așa că o nouă zi, o nouă măscuță cu un alt mesaj super drăguț din campania Apicotrogen Back to School. Și azi mă gândesc să-mi creez alte două ținute. Ieri mi-am creat una singură și azi mă gândesc la alte două de la magazinele care îmi plac mie foarte mult, deoarece în comentarii vreau ca voi să alegeți ținuta 1, 2 sau 3. Let's go! Următoarea ținută vreau să o creez de la Armani pentru că îmi place super mult magazinul ăsta, așa că haideți să intrăm! Ce ceacă de pluș mișto am văzut! Și merge super bine pentru liceu! Niște pantaloni boyfriend pentru că îmi place mult de tot stilul ăsta și să asortez pantalonii ăștia de blugi cu jacheta pe care am văzut-o la intrare și să punem și un tricou de aici de la Armani. Ăștia am găsit, mării mea. Mergem să probăm! Gata, ținuta! Doamne, ținuta asta e super, super drăguță, îmi place mult de tot. Și chiar merge așa de clasa 12-a. Iar Adidas ăștia, m-am îndrăgostit de ei. Blugi am luat-o mărime mai mică, se văd mai mult skinny decât boyfriend. Iar această jachetă este demențială. Hai să mergem să creăm și a treia ținută. Suntem în Guess, un magazin ce îmi place super, super, super mult. Așa că a treia ținută garantat o să fie de aici, iar voi în comentarii nu uitați să alegeți ținuta preferată. La școală, bineînțeles, avem nevoie și de un ghiozdan, de un rucsac, așa că hai să ne alegem de aici, de la Guess. Asta îmi place super, super mult. Eu mai am un ghiozdan de la Guess, dar încă unul nu strică, pentru că îmi plac super mult. Suntem la probă, hai să vedem cum o să arate cea de-a treia ținută. Și a treia ținută! Și acum ne punem măscuța pentru că ieșim din cabina de probă și mergem să vedeți voi ținuta din cap până în picioare. Este super drăguță, super comodă. Stilul ăsta parcă simt că mă definește cel mai mult până acum din cele trei. Pentru că eu port multe hoodie-uri, blugi negri, ghiozdanașul ăsta este super drăguț, îmi place mult de tot. Iar Adidas și sunt demențiali. Mergem să ne schimbăm, luăm și cea de-a treia ținută, venim imediat la casă și o cumpărăm. Mergem la casă! Acum pot să zic că sunt gata pentru back to school. Iar acum și voi, după ce v-ați făcut cumpărăturile, tot ceea ce trebuie să faceți este să mergeți cu bonulețul de minim 200 de lei la infodesk și de acolo parcurgeți toată înscrierea pentru această campanie super cool pe care v-am explicat-o la începutul vlogului. Haideți împreună să vă arăt unde este infodeskul. La intrarea afară se află infodeskul. Mergeți chiar acolo, explicați că vreți să vă scrieți în campania Back to School, arătați bonulețul și totul se rezolvă. Chiar de aici din Apicotrogen puteți să vă faceți toate cumpărăturile pentru Back to School. Rechizite, hăinuțe, accesorii, ghiozdănele și toate nebuniile. Sper din suflet că v-am ajutat un picuț pe ideea asta Back to School. Voi ați cerut să facem această idee, am făcut-o. Și cam acesta a fost vlogul din această zi. Sper din suflet că v-a plăcut. Nu uitați să rupeți butonul de like, de share, de subscribe. Eu m-am bucurat tare, tare, tare. Mua! Și ne vedem